Ia venit alături de noi. Bianca și Miruna sunt la stânga și la dreapta tatălui. Bună dimineața! Neața, Dani! Neața tuturor! Dani, astăzi vom lucra un antrenament diferențiat. Cu alte cuvinte, Bianca va lucra un antrenament pentru avansați și Miruna un antrenament pentru începători. Diferențele dintre cele două sunt de complexitate, de intensitate, de pauze pe care le vom face în timpul seriilor, da? Și de greutatea cu care lucrăm. Vom pune accent pe ele și în timpul antrenamentului le vom scoate în evidență pe parcursul, Fetelor, suntem pregătiți? Hai să ne așezăm. Miruna, vreau așa, cu genunchii jos, brațele depărtate în afara saltelei, da? O să-mi faci o flotare simplă, da? Bianca, în beast position, cu genunchii flexați, da? Exact, bazinul mai jos, acolo, flexăm genunchi și revenim, da? Flexăm coate, genunchii păstrăm flexați și revenim, da? Exact. Pentru că vorbeam de complexitate, aceasta este diferența între cele două tipuri de flotări, da? 1. Cu genunchii jos, varianta simplă, da? Cu abdomenul controlat, coatele în exterior, brațele ușor depărtate, da? Un exercițiu pentru începători și, evident, Bianca, da? Un exercițiu pentru avansați cu genunchii flexați, nu ating solul, da? Se păstrează flexați, dar nu ating solul, brațele depărtate, abdomenul controlat, ultima repetare, Bianca, foarte bine și respirăm. Bravo! Ok! Pentru că vorbeam de intensitatea cu care lucrăm, o să vreau așa. Ne așezăm într-o fandare, da? Așezăm o palmă jos, brațul celălalt sus, da? Brațul opus sus. Miruna, ușor, mișcare controlată. Vreau să-mi aduc genunchiul sus. Bianca, același lucru, numai că într-un ritm mai intens, da? Atenție și hai și... Foarte bine. Mișcare controlată, pun accent pe corectitudinea mișcării, da? Genunchiul flexat, nu depășește nivelul gleznei, celălalt din spate se aduce cât mai aproape de trunchi, încerc cu brațul pentru a avea o mișcare de coordonare să-mi ating genunchiul care vine flexat spre înainte, da? Bianca, ritm, aici pun accent foarte, foarte mult pe aparatul cardiorespirator. O să am posibilitatea să-mi dezvolt, să am o durabilitate mai mare în timpul antrenamentului și foarte, foarte important, mișcarea de coordonare, da? Braț-picior tot timpul. Braț-picior tot timpul mă ajută să-mi coordonez foarte bine mișcările, da? Bun, fetelor, ne oprim. Vreau așa, să luăm greutățile, da? Pentru că vorbeam de greutatea cu care lucrăm, da? Vreau să așezăm brațele jos, da? Întind picior alternativ spre înapoi, revin, picioarele depărtate, genunchi flexați, ridic ganturile deasupra capului, da? Revin, din nou bazinul jos, întind picior alternativ sus și tind deasupra capului, da? Hai, și Bianca lucrează cu o greutate mai mare, da? Pentru că are posibilitatea totodată și să-și dezvolte musculatura, da? Am poziție de flotare cu abdomenul controlat, foarte, foarte mare atenție la bazin, dar nu trebuie să coboare sub nivelul umărului. Umărul se păstrează deasupra gantelei. Evident, dacă aveți o condiție fizică și mai bună, puteți să mai adăugați o flotare aici jos, în poziția orizontală, da? Miruna pune accent pe mișcare, pe corectitudine, așa cum am spus, cu o greutate mai mică, astfel încât să poată să-și lucreze mișcările foarte, foarte corect, da, din punct de vedere tehnic. Fetelor, ne oprim. Ultimul exercițiu, da? Vreau așa. Ne așezăm pe spate. Așezăm palmele sub fesieri, da? Vreau să facem ușoare forfecări până ajungem cu picioarele pe vertical. Apropiem și revenim la fel cu forfecări jos, omoplații ridicați. Și din nou, sus, Miruna, bărbia sus, exact. Și ușor revin, din nou jos, foarte bine. Bun, și sus, exact, și apropiem și revenim și jos. Miruna, te oprești, jos picioarele, exact, respir, Bianca, continuă. Pentru că vorbeam de pauze, da? Ca și începător puteți să vă luați o pauză de un minut, maxim un minut și jumătate între serii. Miruna s-a oprit, da? Respiră un pic, Bianca, te oprești și tu. La antrenamentul pentru avansați am nevoie de maxim o pauză de 45 de secunde între serii, da? Hai, fetelor, iar începem să lucrăm, da? Hai, și sus, foarte bine și ușor revin. Și din nou, sus, am nevoie ca la exercițiul ăsta să ținem omoplații ridicați de la sol, bărbia ușor în piept, da? Coordonarea picioarelor unul peste celălalt, da? Și la revenire, foarte, foarte important, nu ating suprafața parchetului, da? Hai, și sus, foarte bine, și ultima repetare, și jos, bravo, fetelor, bravo! Mulțumim, Florin!
Înțelegem că din cauza ta Miruna e obosită în weekend. Este. Are foarte multă treabă în timpul antrenamentelor. Da. Vreau să scot tot ce mai bun din ea. Da. Prin programul ăsta. Da? Este un program adresat oamenilor care nu trăiesc din sport, nu trăiesc din cum arată, oamenilor normali. Da, da? Cum e Cornel? Cum e Cornel? Da, te întreabă ceilalți oameni din program. Pe Cornel de ce l-aduci? Să le facă poftă de mâncare? De ce l-aduci? E pe la Cornel. Așa, nu? Nu, din contră. Chiar dacă are un surplus de greutate, vreau să demonstrez că și la nivelul acela de greutate se poate lucra și poți face lucruri cu corpul tău. Da, vezi că mi-l trimiți fleașcă la filmare. Am avut acum două duminici o filmare, mi-a zis că nu poate să țină camera. Camera noastră are 2 kg. Așa. A zis că, Dani, brațul meu este moale, ține, ajută-mă tu. Este super afectat. El lucrează cu 5 kg pe braț în timpul antrenamentului. 5? 5 kg. Păi, dar brațul lui are 19 kg. Deci clar face cu 24. Exact. Săracu. Deci nu mai mi-i trimite obosit treaba ta ce faci. Ok. Să nu văd pe aceea. Acum, în timpul programului, sunt obosit. Vom vedea la finalul lui când vor avea o condiție fizică la mai bună. La vară, ce pătrețele o să aibă Cornel. Wow! Nebunie! Eu sunt sigur că pot să-l fac să arate fit. Am înțeles. Pe Nebi și programele lui, mai ales acest program de weekend, pentru oameni care sunt foarte ocupați în timpul săptămânii, pe toate le găsiți pe nebi.ro, se scrie cu Y. Mai multe detalii și despre hrană și despre activități în general, găsiți chiar